Instituția publică Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu este ca a doua casă pentru noi, unde profesorii ne îndrumă pe drumul cel bun în viață, oferindu-ne sfaturi zilnice. Școlarii, pășind pentru prima dată pragul școlii, își doresc să-și împlinească visele. Un vis pentru care ne dăm zilnic silința este de a participa la schimbul de experiență cu elevii germani. Iar acum, haideți să vă demonstrăm cum este această instituție pe interior. La intrarea în școală, medicul, o persoană extrem de responsabilă, verifică temperatura elevilor zilnic, astfel încât copiii să fie sănătoși și dornici să învețe. Cantina se află în subsol. Aceasta a fost supusă unei renovări radicale și aspectul ei a devenit mult mai atrăgător. Administrația se străduie pentru condiții cât mai bune pentru elevi. Manualele liceului nostru sunt noi, iar elevii au o bucurie sporită de a învăța. Cum venit în lumea cărților și în lumea manualelor? Acestea sunt depozitate în bibliotecă pentru a fi păstrate cât mai bine. Că tot a venit vorba de bibliotecă, aceasta conține multe cărți artistice și captivante. Suntem într-un secol al tehnologiilor informaționale pe care le putem însuși și aplica datorită unui cabinet de informatică bine dotat cu calculatoare, cele mai performante la ziua de azi. Sportul este viață. Acest mântou inspiră copiii să facă mișcare mereu. Profesorii de sport informează copiii cu importanța unei diete alimentare corecte și practicarea sportului pentru o viață cât mai sănătoasă. În timp de pandemie, elevii respectă regulile de securitate, astfel încât pe băncile lor mereu să se află sticluța de dezinfectant, iar masca este mereu purtată potrivit regulamentului. Elevii își organizează banca în timpul pauzei, dezinfectându-și mâinile și banca. După câte ați putut observa, școala noastră este un loc plin de minuni.